Salut și bine ați venit la cea de-a treia lecție cu verbe neregulate în limba germană. Astăzi avem verbul zilei BEGINNEN. BEGINNEN înseamnă a începe. Înainte de a începe, vă reamintesc că încerc să pun în descrierea fiecărui clip un link pe care dacă apăsați, puteți downloada acea lecție în format PDF. Să începem. Eu încep. ich beginne. Tu începi. Du Beginst. Du beginst. Atenție la persoana a doua singular. Du beginst. El ea începe. Er es beginnt. Er es beginnt. Noi începem. Wir beginnen. Wir beginnen. Voi începeți. Ihr er beginnt. Ihr er beginnt. Și ei, ele încep. Sie beginnen să vedem la trecut, da? la perfect compus. Eu am început, ich habe begonnen, atenție, își schimbă forma, fiind un verb neregulat. Așadar, toate formele aici vor fi begonnen. Ich habe begonnen, tu ai început, du hast begonnen, el a început, er sie es hat begonnen, noi am început, wir haben begonnen, voi ați început, ihr habt begonnen, și ei, ele au început, sie haben begonnen. Și acum, ca de obicei, vom face exemple. Începi tu primul. Du beginst zuerst. Du beginst zuerst. Du beginst, începi tu. Aventura începe. Das Abenteuer beginnt das Abenteuer beginnt. Îți sugerezi să încep de îndată. Ich schlage vor, dass du gleich beginnst. Ich schlage vor, dass du gleich beginnst. Îți sugerezi, vom spune sau îți propun, ich schlage vor. Acest schlage vor este un verb cu particulă separabilă, care este forslagen. Forșlagen înseamnă a sugera sau a propune. Școala începe dimineața la 8. Die Schule beginnt morgens um 8 Uhr. Die Schule beginnt morgens um 8 Uhr. Ziua a început frumos. Der Tag hat schön begonnen. Der Tag hat schön begonnen. Carl a început căutările pentru un loc de muncă. Carl hat mit der Arbeitssuche begonnen. Carl hat mit der Arbeitssuche begonnen. Căutările pentru un loc de muncă în limba germană se spune der Arbeitssuche. Se pare că a început sezonul ploios. Es scheint, dass die Regenzeit begonnen hat. Es scheint, dass die Regenzeit begonnen hat. Cam atât a fost pentru astăzi. Dacă vă plac lecțiile mele, puteți apăsa butonul de subscribe sau abonează-te pentru a vă abona la canalul meu. Mulțumesc și ne vedem la lecția următoare. Tschüss!